Un document exploziv, doamnelor, domnilor, obținut în urmă cu doar câteva momente de la parchetul general. Raed Arafat este la doar un pas de a se alege cu un dosar penal. Laura, explică-ne despre ce este vorba, spune-ne ce vedem. Da, așa este, Dragoș, într-adevăr este un document exclusiv pe care l-am primit în această dimineață de la Tribunalul București, acolo unde are loc procesul lui Raed Arafat. Procurorii DNA, doamnelor și domnilor, cere deschiderea unui dosar care a fost clasat în 2013. Vedeți acum pe ecran fapta de abuz în serviciu. Victor Ciutacu, în direct cu noi, colegul nostru. Bun găsit, mulțumesc foarte mult, Victor. Să rămână, Laura. În acest nou document pe care l-am primit de la Tribunalul București, am întrebat din nou de ce au avut loc 4 amânări și judecătorii îmi dau punctual faptul că s-a amânat de 4 ori. La primul termen a cerut domnul Raed Arafat termen să-și găsească un avocat, iar ulterior de asemenea probe în apărarea sa, inclusiv de la Direcția Națională Anticorupție, dar și alte instituții. Și spun judecătorii în acest document foarte important, sunt date scrise în acest document, că dosarul fusese clasat în 2013, iar fapta pentru care se cere deschiderea penală are legătură cu fapta de abuz în serviciu, Victor. Iată, date noi. Date noi și niciun verdict deocamdată, bănuiesc. Niciun verdict, da. De ce ministrul adevărului iar n-are avocat? Sau încă mai are nevoie de timp să aducă probe? În primul rând, Victor, pune-te tu în situația om obișnuit. Era spectul la ora dusă sau spectul Victor Cetat. Erau așa de amabili judecătorii să-i amâne mai bine de jumătate an. Știi, Victor, că îi spuneam lui Dragoș înainte că am urmărit dosare de astea de redeschidere a urmăririi penale. Într-adevăr, se dau termene pentru că judecătorii trebuie să asigure și acest drept al prezumției de nevinovăție, dar nu atât de multe. Adică... Nu atât de multe și nu atât de laxe. Hai să fim serioși. Chestia asta pare a se lungi la nesfârșit până când domnului Arafat îi se vor prescrie infracțiunile de care e suspectat. Știm și noi foarte bine cum merge sistemul de justiție și știm și noi foarte bine cum se face să se îngroape un dosar ca să ajungă la prescripție. Mie exact asta îmi miroase. Nu înțeleg de cât timp mai are nevoie domnul Arafat să aducă probe în susținerea nevinovăției sale, ceea ce e cât se poate de firesc. Orice om trebuie să aibă dreptul să-și depună probele. Dar câte luni sunt? Este firesc, dar dacă era nevinovat, putea să zică, domnule, nu este adevărat, iată ce am făcut eu în perioada X, Y, Z, nu am făcut această achiziție de care sunt suspectat pentru abuz de serviciu, sau am făcut-o... Am făcut acele achiziții, nu pot să spun că nu le-am făcut. Bun, știi ce e important, Victor? Și vreau să discutăm împreună. Faptul că acest dosar fusese clasat în 2013, din informațiile mele, investigând aceste dosare, foarte multe zeci pe pandemie, pe noile achiziții, au descoperit probe noi în acest caz. Pe de altă parte, iese Crin Bologa, șeful DNA, și te las imediat să spui tot. Iese Crin Bologa la finalul lui februarie, noi nu am dat, că ulterior a început războiul, și declară așa, domnule, foarte multe persoane cu funcții înalte au făcut aceste achiziții, au vrut să îmbogățească, avem probe, dar avem nevoie de mai multe documente și am trimis solicitări de comisii rogatorii China, Coreea de Sud, știi ce s-a întâmplat Coreea de Sud, și Turcia. Păi China, Coreea de Sud, Turcia și Elveția, dacă ne aducem noi aminte, în timpul pandemiei, în timpul stării de urgență, Departamentul Situațiilor de Urgență condus de domnul Raed Arafat a plătit în avans, dacă mi-aduc eu bine aminte, niște aparate de oxigen și niște combinezoane, care n-au venit nici în zilele noastre. Și ventilatoare din Coreea de Sud, sute de ventilatoare. Așa, ventilatoare din Coreea de Sud. Este exact speța de la care ne-am luat noi cu Raed Arafat, sau de la care s-a luat Raed Arafat cu noi. De care am cerut informații și nu, și mai nu mult ne mai răspunde la telefon. Sunt niște achiziții, de fapt nu sunt achiziții, că e o țeapă, că nu ne-am dat banii și ei nu ne-au dat nimic, consimțite ca atare de Curtea de Conturi în raportul anual trimis Parlamentului și Curtea de Conturi a sesizat Direcția Națională Anticorupție. În ciuda supărărilor domnului Arafat, da? Deci nici până acum domnul Arafat nu a reușit să producă niște documente în susținerea evidentei sale nevinovății. Întreb și eu. Și dacă nu a reușit, ne spune și nouă unde sunt banii aia. De fapt, banii știm unde sunt. Sunt la firmele care nu au livrat nimic, da? Nu trebuie să răspundă nimic, e vorba de niște milioane de euro, nu sunt banii lui Raed Arafat, n-a venit cu ei de sunt banii de la bugetul statului. Victor, cu permisiunea ta, îți mulțumesc foarte mult, dacă este, poate continuăm și în emisiunile tale din această seară, pentru că așteptăm din nou decizia magistraților în cazul lui Raed Arafat.